Peste 3.000 de oameni au alergat astăzi pentru viață. Un cros a adunat deopotrivă adulți, copii, vedete, dar și învingătoare ale luptei cu cancerul. Cu toții au alergat pentru o cauză caritabilă. Cu banii strânși, asociația va cumpăra un ecograf prin intermediul căruia femeile vor putea face investigații gratuite. Startul pentru viață, sănătate și speranță a fost luat de adulți, dar și de copiii lor, care au alergat aproape cot la cot. Mulți dintre ei au știut și au înțeles scopul pentru care fac acest gest. Este pentru o cauză de doamne care sunt bolnave. Impresionant de altfel, pentru ce susține și impresionant faptul că trebuie să fim uniți. Adulții au avut un traseu de 5 km, iar copiii de doar 1000 de metri. La final, oboseala a fost aceeași. A fost greu. Până la urmă am ajuns. A fost frumos, a fost destul de cald. Și chiar mi-a plăcut mult, am fost și la ediția trecută. Mai mult decât cei care au participat la crosul învingătoarelor, s-au bucurat chiar supraviețuitoarele acestei maladii. Mihaela a primit diagnosticul în urmă cu 7 ani și încă ia tratament. Mă simt bine, așa că poate cele care vor descoperi că au o problemă au mai multe șanse decât mine. Iar Aurelia, o femeie care a învins boala după 4 ani de luptă, le sfătuiește pe cele care au același diagnostic să lupte. Aici nu există o boală, sunt bolnav. Fiecare are câte o lecție, fiecare are câte ceva de învățat, ceva de schimbat. Cu banii adunați în urma evenimentului va fi achiziționat un ecograf pentru centrul Fundației Renașterea, acolo unde femeile pot face investigații gratuite. Asociația va avea însă și o întâlnire cu parlamentarii din Comisia de Sănătate pentru schimbarea unor legi. Astăzi, în Europa, nu este normal să ai mai multe șanse la viață în funcție de țara în care te-ai născut. Investim foarte mulți bani în diverse proiecte. Cred că infrastructura medicală este foarte importantă. Alături de învingători au fost și membrii trupei Holograf, care au ales să cânte pentru cei prezenți la cross. Le recomand să aibă încredere și să lupte, pentru că e singura modalitate a noastră de a ne împotrivi acestei boli. La final, mai multe baloane roz au fost lansate în aer în memoria celor care au pierdut lupta cu cancerul.